Neața prieteni, salutare! Bine ați venit la un nou episod de Survival Challenge pe harta Cal Lens. Este luna mai, anul cu numărul 12. Hai să-i dăm să începem. Sali, în primul rând. Deci este anul cu numărul 12 și avem niște treabă de făcut. Problema să punem felul următor. În primul și în primul rând ne arată nouă la prognoză că la ora 6, 7 și 8 va ploua. Noi avem lăsați de data trecută niște... Hai să ne mutăm aici. Nu e cea mai bună alegere, hai să ne mutăm aici. Avem pe acest teren, de pe partea aceasta, am făcut niște baloți de fân, da? Problema este că dacă va ploua, cam strică mie socoteala, în sensul că îmi plouă baloții, n-aș vrea să, să mi se muncegăiască. Așa că o să trebuiască să ne punem repede pe treabă, să strângem toți baloții aceștia până vine ploaia. Și vom face în felul următor. Hai să luăm camionul. Că l-avem aici, da? Îl lăsăm. Hai să pornim motorul. Pe urmă ne vom ocupa de restul lucrurilor, fiindcă mai avem de, trebuie să ne ocupăm și de fabricile noastre, fiindcă acolo avem deja o producție foarte mare la anumite produse și trebuie să, adică se vor opri una, două fabrici din cauza că avem prea mare producția pe ele, adică am depozitat prea mult. Dar până când nu strâng baloții ăștia de fân, nu prea pot să mă apuc de altceva. Așa că hai să luăm noi în primul și în primul rând remorca aceasta. Strângem repede baloții de fân, îi băgăm la adăpost ca să nu ni plouă. Și după aceea putem să ne ocupăm de restul lucrurilor, mai ales dacă începe ploaia. Pe urmă putem să mai pierdem un pic timpul până se va usca practic tot, ca să putem să semănăm, fiindcă o să trebuiască să mai semănăm luna asta, trebuie să semănăm niște soia și niște porumb, o să trebuiască să mai semănăm. Da, mai semănăm niște porumb, chiar dacă am semănat și în episodul trecut, în luna trecută, mai semănăm și luna aceasta, fiindcă porumbul de luna aceasta va fi pentru nutreți. Cel pe care l-am semănat data trecută, acela va fi pentru pur și simplu porumb, da, de recoltat, ca să putem să îl dăm la purcei, chestii de gen. Dar pe cel pe care îl vom semăna acum, acesta va fi strict pentru nutreți. Da, să facem nutreți, facem pleavă și implicit nutreți din el. Ok, da, și avem terenul ăsta din dreapta mea de semănat cu soia. Bine, nu o să ne ia foarte mult semănatul. Problema este că va ploua și îmi strică un pic socotelile, da? Asta este, nu avem de unde să știu ce prognoză va fi pe ziua de azi. Așa s-a întâmplat, așa să fie, ne descurcăm de acum înainte, practic, vedem. Și mai avem desemnat și terenul acela de jos, pe care am avut soia anul trecut. Și acolo, să vedem exact ce facem. Acolo mă gândeam totuși să-l las terenul ăla și să fac. De fapt să mai măresc, fiindcă și acolo va trebui să mai cumpăr niște terenuri, da? Vreau să văd cât de mult putem să muncim o fermă, cât de mare putem să o facem în modul survival. Dacă nu mai fac față cu lucrările și este neapărat nevoie de mai mult timp, atunci aș putea să măresc luna pentru 3 zile. Dacă nu, ne descurcăm cu ce avem, practic, cum este în momentul de față. Ok, hai să vedem unde le depozităm. Uite aici le băgăm, în acest adăpost, fiindcă acesta este liber în momentul de față. Ia uite și ce am făcut. Mai facem și bălării. Pânul nu se acceptă aici. Ba, se acceptă, vă spun eu că se acceptă, numai că trebuie să intri frumușel aici, să muți de pe balot de paie. Intră pe configurare și ia să căutăm noi fân, 220 clicare, da, 220, ok, caut, 41 de baloți i-am băgat, hai că mai avem. Mi se pare că 120 parcă nu intră pe acest adăpost, practic, pe acest, eu nu știu cum să-i spun, hambar, hai să zicem un hambar, mi se pare că 120 de baloți ne intră ca și bucăți.
Cât mai avem? Mai avem jumătate de oră la dispoziție să strângem toți baloții. Avem timp, nu este problemă. Și la zi după aceea de-abia putem să ne ocupăm de fabrici. Știu că la făină momentan nu mai are unde să o mai depoziteze, ceea ce asta înseamnă că se oprește linia de producție, da? Deci moara se oprește pe făină și trebuie să ne ocupăm de ea. Să luăm și pe acesta. Mai aș vrea să mai fac o fabrică de scânduri, fiindcă avem cam mult lemn în momentul de față și vom avea și mai mult de atât. Bine, asta pe viitor. Și să pot să-i dau să fac mobilă, practic și din scânduri. Să producem mai repede, asta este ideea. Dacă avem două inputuri de materii prime, poate să producă practic de două ori mai repede. Luna următoare o să fie gata de recoltat și orzul. Trebuie să cumpărăm o combină, mai cheltuim și acolo niște bani. Da, asta e, ce să facem, trebuie să cumpărăm oricum combina, trebuia să cumpărăm mai de mult, dar am mai ținut eu, am mai tras de ea, că oricum dacă n-am avut ce recolta, n-am avut de ce să-mi bat cap. Fii atent că mai îmi rămân doi baluți pe teren. Da, asta e, trei chiar. Asta e, trebuie să împrăștim și var pe terenul ăsta, dar asta după ploaie. Asta după ploaie, că oricum cât timp plouă, va fi jale. N-ai cum să intri practic. Ok, hai să descărcăm și următoarea încărcătură și hai să mai luăm ultimii doi baloți, trei, pardon. Ăștia cred că putem să-i descărcăm direct la văcuțe. Am făcut baloți de fân și voi mai face pentru văcuțe. Da. Ups. Pentru făcusele de carne, pe ele le vom crește doar cu fân. Restul le dăm rație mixtă. Sau cel puțin o perioadă, vedem cum decurg lucrurile. Ok, hai să punem baluții ăștia. Îi descărcăm direct la adăpostul de făcuțe, de făcuțe pentru carne. Și uite că am terminat așa repede cu fânul, cu strânsul de fân. Avem câțiva paleți de măslin, am văzut acolo. Dai mai lăsăm nițel. Haide mă. Nu mai știu să mai descarc. Ok. Hai să vedem în felul următor. La boițele pentru lână. Avem tot ce ne trebuie. S-au mulțit. Ok. Suntem bine. Bun. La găini. Același lucru. Avem tot ce ne trebuie. Nu este nevoie, avem și mâncare, nu este nevoie de nimic. La văcuțele de carne avem paie, îngrășăm în lichid, au început să producă și ele. Bun, capacitate, asta este fânul, 33.000 de litri, sunt la sănătate 100%. Suntem în regulă. La purcei ne mai trebuie niște mâncare. Sunt pe reproducere 50%, aceștia și aceștia. Ok, mai lăsăm o dată, trebuie să vindem unii dintre ei. Luna următoare o să-i vindem pe aceștia cei mai mici, pe urmă vom mai vinde din ei. Paie au, e în regulă. La făcuțele noastre, trebuie să le mai punem noi niște rație mixtă. Și sunt în regulă. Și la oițele pentru lapte, urmează să se mulțească, au iarbă, au tot. Deci ne trebuie niște rație mixtă la... și uite că a început ploaia. Ne trebuie niște rație mixtă la... la văcuțele de lapte, la adăpostul de văcuțe pentru lapte. Bun. Hai să le aducem. Hai să las eu remorca, uite aici. Tot plouă, n-avem ce să facem altceva decât să ne ocupăm un pic de ferma noastră. Până va trece ploaia, după ce va trece ploaia, pe urmă va fi cu totul și cu totul altceva. Hai să luăm, pe care remorca o luăm? Hai să luăm pe aceasta. Sau nu? Nu. Hai să nu o luăm pe aceasta, fiindcă mă doare pe mine capul în momentul în care voi descărca și voi încărca. Hai să lăsăm aici camionul. Avem tractorul John Deere, ia uite-l. Uite-l ce frumos este. Așteaptă-l aici, frumușel, liniștit, își așteaptă rândul. Hai să luăm pe el și să încărcăm rație mixtă, să mergem să le dăm la făcuse să mănânce.
Pe de-o parte, cam avem și rație mixtă și aici. Avem destul de mult, am putea să hrănim și văcuțele celelalte în linia. Mai vedem, mă mai gândesc un pic. Da, vedem pe viitor exact ce și cum. Bun. Hai să descărcăm rația mixtă, mergem să o dăm la făcuțele pentru lapte. Trebuia să intru pe aici. Știu că e un pic mai greuț, dar îmi vine mai ușor să intru, uite, pe partea asta. Pe partea asta îmi vine mai ușor dacă o iau pe acolo, dacă făceam... Ce e aici? Oh, am și uitat. Mamă, vă știți de cât tip eu e remorca asta aici? Ok, hai să lăsăm pe aceasta. Am lăsat-o cam aiurea, da, asta este. Hai să o luăm pe cealaltă, să descărcăm, să scăpăm de ea. Pe urmă trebuie să mergem până la magazin. Trebuie să iau o decizie în privința tractorului de la Fendt, cel nou cumpărat, fiindcă nu prea sunt mulțumit de el și nu prea știu exact ce să fac în privința lui, dacă să-l opresc sau să-l vând. Sunt un pic în dubiu, da? Trebuie să mă gândesc exact. Uite că nu ne-a mai trebuit niște rații mixte aici. Ok, hai să ducem. Hai să parcăm, uite aici frumușel, remorca noastră. Da, cred că trebuia totuși să mă acces și pe presă de valo Spectron. O să ne mai cumpărăm un Land Rover, probabil, dacă mai avem nevoie. Momentan n-ar fi nevoie, dar pe viitor, cine știe. Și o să luăm pe cel mare de la Cron, pe care l-am mai avut, dar l-am vândut atunci pentru bani, că aveam neapărat nevoie de bani. Și mai trebuie să mai cumpărăm câte ceva, câte un alta pentru ferma noastră. Și ajungem și acolo oricum. Hai să descărcăm rația mixtă, să le umplem aici adăpostul. Și lăsăm așa. Bun. Hai să luăm acum camionul, să luăm remorca cu autoloading. Trebuie să eliberăm acolo la fabrici, trebuie să băgăm la depozit tot ce avem, tot ce am strâns, tot ce am produs, fiindcă în momentul de față e cam plin. Mai trebuie să mă mai uit, eu nu știu dacă în remorca asta de lapte mai am eu ceva. Există și posibilitatea asta. De vândut luna asta n-am vândut nimic. Bine, nici luna trecută n-am vândut nici luna, nici nimic. Avem, uite, am văzut că am strâns și o grămadă de ouă și acolo trebuie să... și aici avem 21.000 de litri de lapte. Și cât mai avem? 39.000 de litri de lapte. Avem cam pline, practic. Avem cam pline. Da, trebuie să facem ceva și cu laptele ăsta. Putem până la urmă chiar să mai vindem din el. Bun, hai să încărcăm așa. Hai să încărcăm paleții de măsline. Stă cam într-o rână remorca mea, dar n-am ce să-i fac. Nu ne mai dă? Nu ne mai dă. Înseamnă că ăștia sunt... uite că ne-a mai dat încă doi. Hai să mai încarcăm și de aici. Încă ăla-i. Și așteptăm să ne mai dea. Acestea le ducem la presă. Ăla-i. Și mergem să aducem de acolo ce mai am produs, ca să le băgăm la depozit, ca să producă în continuare fabricile noastre, că momentan unele dintre ele s-au cam oprit. Sau că am oprit unele dintre ele și nu este prea bine lucrul ăsta. Cât am mai terenurile am aici și dacă mai fac iarăși încă, mai am și pe cel de sus, dacă mai fac și aici, că și aici mai vreau să mai cumpăr niște teren. Vedem când le muncim, dar cred că v-am zis, cred că vom face luna de 3. De 3 zile, cred. Ok, hai să descărcăm acum
măslinele în primul rând. Așa. Bun, hai să mai descărcăm niște măsline. BJ-ul momentan s-a oprit. Nu mai avem materie primă la el. Vom mai aduce, dar mai durează un pic. Ok, hai să încărcăm așa. Încărcăm în primul și în primul rând uleiul de aici, pe tot care l-avem. Trebuie să mai arunc o privire la prețuri, la ulei, în primul și în primul rând. Asta e uleiul de măsline, 10.000 de litri. Dacă țin eu bine minte, ar că am trebuit să vindem niște ulei de măsline. Am ideea că ar trebui să avem un preț bun. Teoretic. Practic, ne uităm acum. Ia să vedem. Ulei, unde ești tu? Ulei de măsline. Ulei de măsline. 6256, 6400. Deci, uite, mai așteptăm o lună până în mai. Până în iunie, pardon. La rapiță e în noiembrie, deci nu are rost să ne băgăm. La floarea soarelui mai avem de așteptat. Oricum, la astea n-avem. Aici avem totuși, în iunie. Putem să mai așteptăm un pic. Restul? Ia să. Restul nu prea, n-are rost să ne complicăm. Avem preț slab la lapte. Ok, asta e. Hai că mai luăm și niște brânză de oaie. Aici nu prea avem ce să luăm, mai lăsăm pentru moment. Hai să mergem în partea cealaltă, că în partea cealaltă ar trebui să avem. Partea asta ar trebui să avem mai multe lucruri, adică în primul și în primul rând făină. Ar trebui să avem, trebuie să mai scoatem de la depozit, și niște mâncare pentru purcei. Ați văzut că spuneam eu că nu mai au ce să mai mânce purceii noștri. Și mai trebuie să, v-am zis, mai avem și terenul ăsta din față de semănat, da? Asta să vedem exact ce îl facem așa pe el sau îl mai mărim și pe ăsta. Ar merge să-l mai mărim un pic. Nu mai am unde să mai le bag. Hai să le ducem pe acestea oricum. Ia, hai să vedem dacă le descărcăm și le încărcăm din nou. Le încarcă mai bine. Uite că le-am încărcat mai bine de data asta. Mai avem unde să mai punem și pâinea și cu tortul? Hai să descoperim. Uite că le-a pus. Gata, lasă-le așa că oricum. Uite, pierd un palet. Dubioasă treabă. Să le mai scoatem o dată. Le mai încărcăm o dată. Vedem dacă de data asta poate încarcă și mai bine de atât. Cu toate că văd că cred că mai rău am făcut. Cred că trebuia să lăsăm cum am încărcat data trecută. Era paletul la care mă enerva. Uite, acum e cu probleme. Gat, hai că l-am luat. Bun. Mamă, câte avem aici, 10.000 de litri de ulei de măsline, 35.000 de litri de făină, 3.000 de litri de pâine, 5.000 de litri de brânză de paie, 5.000 de litri de hrană pentru porci, 1.600 de litri de tort, avem o grămadă. Da, hai să scoatem mâncarea pentru purcei, avem un depozit, știu sigur că avem un depozit, trebuie să scoatem să mai le dăm și lor să mai mănânce ceva, că oricum stăteau destul de rău la capitolul mâncare și pe urmă tragem un pui de somn, ne mai odihnim, înțel că oricum trebuie să treacă ploaia și trebuie să ne băgăm pe semănat. Trebuie să ne băgăm pe semănat pe terenurile alea două pe care le mai avem acolo. Da, hai să vedem ce facem. Valins, terenul ăla de sus, ăla, acela care am împrăștiat var data trecută, pe acela semănăm soia. Pe celălalt teren e vorba acela de lângă cabana noastră de acolo de sus, pe ăla vom semăna porumb. Așa, hai să mai luăm ce mai avem pe aici. Hai să descărcăm, pardon, ce mai avem pe aici. Super. Ok, hai să luăm remorca asta și să încărcăm niște mâncare pentru porci.
Și ar mai trebui să mai fac ceva, dar anul următor, nu anul ăsta, că anul ăsta nu am cum. Ar trebui să pun niște cartofi. Trebuie să pun niște cartofi, fiindcă trebuie să facem niște mâncare pentru cei mai repede. Ce avem aici? Ia să vedem. Ce avem în depozit? 3000 de litri de brânză, 3000 de ciocolată, 12000 de litri de căpșuni, 81000 de litri de făină. Mamă, făină avem. Hrană pentru porci 28000, lână 39000, măsline 31000. Uite, mai avem și aici măsline. Pâine 9000, salată 12000, brânză de oaie 15000. Ulei de soia 14000, tort 4800, ulei de măsline 42000, unt 6000, zahăr 22000. Văleu, mamă, ce mai avem aici? Ia să dăm la... Aici avem îngrășământ, l-am lăsat, l-am oprit, că momentan avem prea mult. Aici temereu se producea, mai luat acum și o lăsăm în continuare. Uleiul de măsline, hai să-i dăm să producă. Restul... Nu cred că mai este problemă. Nu, chiar nu mai este problemă. Bun. Am zis că scoatem hrană pentru porci. Cât scoatem? Hai să scoatem 28 de paleți. Oricum nu. N-avem cui să-i dăm pe toți. O să ne rămână. Restul ce ne rămâne îi băgăm înapoi în depozit. Da, vreau ca să le dau, să le umplu acolo adăpostul de mâncare, ca să aibă ce să mănânce, să nu mai fie nevoie tot timpul să mă uit la ei, să vedem. Da? Bun. Hai să facem așa. Hai să descărcăm aici niște mâncare. Dacă se umple, cu atât mai bine. Dar nu cred că se va umple. Chiar nu cred că se va umple. Adică va rămâne. Sigur. Va mai rămâne. Cred. Așa. Ok, trebuie să ne dăm noi mai aproape. Hai să facem un felul următor. Hai să mergem noi aici frumușel. Fii atent că nu ne mai rămâne cine știe ce. Adică o ia, chiar o ia pe toată. Nu cred că mi-ajunge să umplu. Da, nu o să mi-ajungă să umplu. Super tare. Eu am zis că aș că mi-ajunge, dar de unde? Iată, am luat-o pe toată, nu ne-a mai rămas nimic. Ok, nu-i problemă. Hai să luăm și paleții de ouă, să băgăm și pe aceștia la depozit, dacă tot suntem la capitolul ăsta. Dacă tot suntem la capitolul ăsta, hai să le băgăm aici. Hai să tragem un pic de somn, că oricum ploaia va mai dura. Cap toate. Va mai durea ploaia și n-am ce să fac. Exact, tu n-ai vrut. Uite că ai vrut. Ok, hai să oprim camionul. Hai să tragem un pic de somn, că n-avem ce să facem pentru moment. Ok, hai că am tras un pic de somn. E ora 9, mi-am pus telefonul să sune după prognoză. Am dat și lui Sally să mănânce și acum putem să intrăm pe terenuri să semănăm. N-a plouat foarte mult, ar trebui să intrăm cu ușurință pe terenuri. Da. Deci pe acesta punem soia, pe terenul de lângă cabană, acolo vom pune porumb. Singura noastră problemă este faptul că trebuie să mai încărcăm și noi în semănătoare câte una alta. Adică și niște semințe și niște îngrășământ, că nu prea mai avem. Nici unele, nici altele. Nu ne ajunge. Așa că hai să desfacem întâi. Ce îi punem întâi? Punem întâi semințe. Da. Hai să luăm tractorul de la... Pe care o luăm? Hai să luăm pe... Nu, lasă pe ăsta. Hai să luăm fendul. Hai să luăm fendul și să luăm, ne trebuie remorca cu șnec, o vedem acolo în față, e parcată.
Ok. Ce avem aici? Îngrășământ. Hai să mai încărcăm niște îngrășământ. Pare să știm o treabă. Mă, și așa avem plin acolo la, la fabrica de, de uscat îngrășământ din acela lichid. Este plină. Așa că mergem frumos să descărcăm de acolo. Mergem să încărcăm în semănătoare. Și după aceea... Ups, pardon. Trebuia să intru pe partea cealaltă, dar... Mi-a fost silă. Gata. Trebuie să luăm și niște semințe. Oricum mai trebuie să mai ducem niște materii prime și la fabrica de semințe să ne mai producă, că nici acolo nu mai stăm chiar așa de extraordinar pe cât stăteam acum ceva timp. Nici nu ducem lipsă, dar nici nu stăm chiar așa bine. Hai să-i dăm să mai usuce niște îngrășământ. Uite, îi dăm din acesta. Hai să-i dăm și din digestat. Aici ce ne lipsește? A, ne lipsesc paiele și nutreț ar mai trebui să mai aducem. Ok, nu-i problemă. Hai să oprim și așa, avem destule pentru moment. Luna următoare trebuie neapărat să cumpărăm o combinuță. Vedem ce combină luăm. Avem între... Nu, nu luăm așa ceva. Lexion din 2012, că n-avem ce să facem cu el. Am la ales între două combine. Prima oară se simt că voi lua X9 acesta. De 690 de cai. Mai avem, putem să mai luăm Fendu Ideal de 790 de cai sau Class Lexion. În sincer și și Idealul mi-ar plăcea, Fendul. Ar fi super tare sau sau și X9 și Lexion, cam toate s-ar descurca cam la fel, că sunt cam din aceeași clasă. Încă o clasă peste ce am avut noi. Dar să vedem. Să vedem exact. Nu contează, nu ține... n-are treabă cu banii, de exemplu, că n-avem bani sau nu. Este pur și simplu de ce anume să cumpărăm, de preferințe. A, și... cum să spun... Cât de bune sunt combinele, sunt cam la fel. Mare diferență între ele nu cred că există. Este pur și simplu de preferință. Eu aș prefera Fendu, sincer să vă spun. Dacă până acum spuneam că voi lua John Deere-ul X9-le, m-ar bate un gând să iau și Fendul. Am mai avut și Fend, am mai avut și Lexion. Într-adevăr, John Deere n-am avut X9, am avut același 98-10 sau ce model aveam. Dar mi-ar plăcea totuși Fendul. Da, trebuia să apăs eu pe ei. Ok, nu-i problem. Hai că ușor, ușor mai învățăm câte ceva. Cu îngrășământul antrenat. Trebuie să descărcăm acum și să încărcăm semințe. Mi-am mâncat și eu ceva, că m-a luat foame. Ok, hai să descărcăm restul de îngrășământ în silos. Hai să strângem șnecul, trebuie să ne băgăm să încărcăm semințe acum. Eu zic că aveam. Eu așa țin minte că aveam semințe. Hai să vedem. Rație mixtă, nu... Semințe. A, nu e. Am impacientat. Mai avem semințe? Ba da, avem semințe, 55.000 de litri. Da, trebuie să mai băgăm la producție semințe și trebuie să băgăm pericol.
consumăm destul de multe semințe. Bine, pe de altă parte și terenurile sunt foarte mari și sunt multe. Dacă mai și facem și mai multe de atât, atunci o să fie și mai și. Și atunci o să ne trebuiască și mai multe semințe. Eu zic că e cam gata, nu cred că ne încap nouă toate semințele astea. Hai să mutăm întâi încărcarea pe semințe, după aceea ne poziționăm, fiindcă vom avea aceeași problemă pe care am avut-o un pic mai devreme. Ok, hai să desfacem șnecul. Desface singur. Și hai să mutăm pe semințe. Gata, acum e bine. Așa. Și acum, la fel, hai să ne poziționăm strategic. Să putem să descărcăm semințele noastre. Iar aș... Ai de cap, nu, câteodată te aduce la exasperare. Da, în sfârșit, nu mai contează. Ok. Hai să descărcăm sau lăsăm semințele. Hai să le lăsăm, hai să strângem. Necu. Băgăm aici remorca noastră. Ok, hai să tragem copertina. Momentan cu tractorul ăsta am terminat. Hai să luăm pentru acum cu semănătoarea. Bun, ce am zis că semănăm? În primul și în primul rând semănăm soia, am zis, pe terenul ăsta și de-abia după aceea ne mutăm pe terenul celălalt și semănăm porumb. Asta din cauza că trebuie neapărat să îl semănăm pe acesta. Oricum e destul de mare terenul ăsta, ar trebui să avem producție măricică de soia. Mergem de sus, pornim, ca să-mi vină mie mult mai ușor și să-i vină și tractorului. Una e când urci plin, uite-te la el cum ce greu urcă, și alta e când cobor cu el. Adevăr e că avem 50.000 de litri și îngrășământ și... sau 45.000 de litri și îngrășământ și semințe. Hai să desfacem semănătoarea până ajungem noi pe teren. Așa. Ce mai avem de făcut? În primul și în primul rând, hai să băgăm GPS-ul, fiindcă la fel îl avem, să-l folosim. Până îmi pornește mie GPS-ul, până se conectează pe satelit, hai să facem felul următor. Am lăsat semănătoarea, i-am dat drumul și hai să semănăm mințel. Oricum, partea asta nu este dreaptă. Eu i-am pus îngrășământ, dar am uitat că aici nu avem nevoie de îngrășământ pentru soia. Bine, vă minte că am mai explicat eu într-un episod că la soia nu se trebuie îngrășământ. E foarte simplă ca și cultură. Că uneori te întrebi de ce îți mai bați capul cu altă cultură când poți să pui numai soia să faci o grămadă de bani, că ești bine plătită și nu trebuie prea mult lucru să o întreții, da? Asta este. Bun, hai că aproape mi s-a încărcat și mie GPS-ul. Aproape. Mai are nițel. Gat, acum suntem bine. Ok, hai să activăm GPS-ul. Punctul A. Punctul B. Guidance. Și dăm bătaie repede cu semănatul.
Ok, aici voi face eu în felul următor. Nu vreau să semăn pe terenul ăla, fiindcă acolo o să trebuiască să corectez eu. Vreau ca să scoatem exact la fix așa. Bun, așa. Ok, hai să ne mutăm acum cu un rând mai jos. O să fie un pic de... O să fie un pic de problemă, uite, la partea asta. Dar o corectăm la sfârșit pe aceasta. Ce nu reușim să semănăm cum trebuie, corectăm la sfârșit. Hai să-i dăm acum. Trecem pe set track, să ne mutăm un pic mai la dreapta. Gata, acum continuăm treaba cu semănatul. Aproape am terminat, mai avem aici un pic și pe urmă trebuie să corectăm ce nu a semănat direct din GPS. Și pe urmă, uite, aici am terminat practic. Hai să ne mutăm un pic, uite, mai avem bucățile astea de... Da, am forțat un pic nota prea mult. Mai avem bucățile acestea mici de corectat și pe urmă mergem în partea cealaltă să semănăm și porumb, fain, porumbul. Strict pentru pleav, ca să facem nutreț din pleav, nu pentru altceva. Fiindcă vreau să păstrez iarba doar pentru fân și să facem nutreț din pleav, oricum acum avem o grămadă de nutreț, încă se mai produce, încă mai avem de produs, dacă mai face și niște pleavă, pe urmă chiar că nu mai avem nevoie de nutreț o bună perioadă. Ar mai fi o chestie, vedem cum facem niște baloți de nutreț pentru BGA. Bun, terenul ăsta am terminat. Hai să mutăm acum pe porumb și mergem noi frumușel pe terenul acela de sus, de lângă cabană, să semănăm și acolo, să semănăm porumb strict pentru nutreț. Ok, hai că uite, am ajuns la teren, hai să desfacem noi semănătarea, trebuie să dăm în primul rând să dăm un contur la acest teren, ca să pot să mă mișc pe urmă cu semănătoarea, să nu mai am problemele pe care le-am avut pe terenul celălalt. Astăzi n-am făcut întâi chestia asta, pe urmă mi-a venit mai greu, tot trebuie să corecte, să fac tot felul de chestii. Așa că acum ne punem frumușel și semănăm marginile. Ok, am semănat porumb, nu mai știam dacă am semănat porumb, dar a fost primul lucru pe care l-am făcut când am terminat în partea cealaltă, să selectez sămânța de porumb. Semănăm porumb, vines pentru nutreț pe partea asta. Și avem nițel. E destul de măricel și terenul ăsta, nu este extraordinar de mare, dar este ok. Este chiar ok. Semănăm aici. Și practic cu semănatul ăsta terminăm pe luna mai. O să urmeze luna iunie,
Când o să fie gata de recoltat. Și mai avem ceva. Stați așa că mai avem ceva. Mai avem terenul de jos. Și uitasem de ăla. Mai avem terenul de jos, pe cel pe care am avut soia anul trecut. Și și acolo mergem să semănăm ceva. Cred că tot soia vom pune și pe acel teren. Fiindcă oricum altceva sau ar mai merge un sorg, nu știu. Chiar nu știu acolo ce vom pune, trebuie să mă hotărăsc. Și trebuie să mă hotărăsc cât avem aici de semănat bucata asta de teren, fiindcă după aceea trebuie să intrăm acolo. Floarea soarele arată bine, cum avea din ce să facem ulei anul ăsta, soia doar ce am semănat-o, orzul urmează să-l recoltăm. Porumbul de pe terenul de jos arată bine și ăla. Sfecla arată ok. Deci până acum toate bune și frumoase. Vedem de aici încolo. Dacă țineți voi minte ce când am făcut, când am început, de fapt, când am început cariera pe terenul ăsta. Mamă, cât am mai arat cu Porsche-l ăla, cu tractorul ăla de la Porsche. N-ați văzut episodul, mergeți acolo la începutul episodelor, în playlist, aveți în descriere playlist-ul și puteți să vă uitați. A fost oricum, era frumos și atunci. Acum au ajuns totuși, am ajuns la utilaje foarte mari. Era frumos și atunci cu utilajele mai micuțe. Bine, nu-mi displace așa ca și productivitatea. Acum, normal, avem strângem mult mai mulți bani decât strângeam pe vremea respectivă, dar pe un farmec și atunci cu combina de la far, cu tractorul de la Porsche, pe urmă cu Mahindra. Da, era o chestie frumoasă și atunci. Și acum, nu mă înțelegeți greșit, îmi plac și utilajele acestea noi, îmi plac mai mult decât celelalte vechi, dar și atunci era frumos, era ceva mai așa mai frumos, era frumos și atunci. Și gata și cu terenul ăsta și cu treaba pe luna mai, n-o să mai semăn acel teren. Acela de jos momentan îl lăsăm un pic așa, fiindcă acolo vreau să fac, să pregătesc pentru anul următor la fel un teren mai mare. Vedem exact cât de mare va fi și o să mutăm de aici practic unul din aceste terenuri, o să le reprofilăm pentru alte chestii și să îl facem pe cel de acolo mai mare, da? Hai să vedem, reușesc eu să mut. De fapt, pe de altă parte nu este încă crescută nici una, nici cealaltă și putem să călcăm pe ea. Da, cam atât pentru acest episod, prieteni. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizualizare. Nu uitați încă o dată like, subscribe și share dacă v-ați abonat. Nu uitați să apăsați și butonașul de cu clopoțel ca să fiți notificați în momentul în care apare un nou videoclip. Eu sunt Adrian, vă aștept la un episodul următor, când vom face niște mici modificări în fermă din nou. Îi vedeți voi exact despre ce e vorba în episodul următor. O zi frumoasă, aveți, pa, pa! It's
I'm getting higher just to feel ya, cause I need to.